Deja am spus că MC Guță are mulți nași. Și încă un an de lui MC Guță, vrem acum să-l invităm în scenă. Este vorba despre Nanu Țopa! Nu te da, nu te lasa. Domnul Gheorghe Țopa la sărbătoarea noastră de astăzi. Domnul Țopa, vă invităm la masă. Așadar, știți, în emisiunea Guță Show ați apărut foarte multe ori. Am fost chiar și în ospeție la domnul Gheorghe Țopa și iată acum am vrea să vă arătăm câteva secvențe din emisiunile Guță Show unde a apărut domnul Gheorghe Țopa. Am vrea să arătăm primul fragment, practic când ați făcut cunoștință. A fost un an jumate în urmă la Palatul Național, iată, ieșind în scenă, i-ați dat lui MC Guță cheile de la mașină și telefonul. Gheorghe Țopa s-a dus și m-a lăsat la mine telefonul și chei de la Mercedes. Wow, să vedem cine o să sunem acum. O, Ion Soroceanu, nu? Cine? Hai, ne uităm. Alo? Până aici Guță glumea. Geta Burlacu. Și aici chiar o sună la telefon. Am un cineva sun. Alo? A, domnul George Țopa nu este. George. El a plecat în sala să cântă. Veniți mai târziu. La mulți ani. Așa vorbim tot. Mulțumesc. Cineva m-a sunat în telefonul lui Gheorghe Țopa. Wow. Și respectiv ați cântat, v-ați întors și Guță a hotărât să facă o șodie. A luat și s-a ascuns de la domnul Gheorghe Țopa cu cheile și cu telefonul mobil. Dați să urmărim mai departe. Iată domnul Gheorghe Țopa a cântat. Și să mă caute pe mine. Pune mai cu Guță așa la mai. Pune cu Guță, mă. Să-mi dea cheile. Bă, cu Guță. Numai cușma se vede. Știți, aplauze vă rog pentru domnul Gheorghe Țopa, care foarte des apare la emisiunea Guță Show. Știți, atâtea momente video avem cu dumneavoastră, că chiar am hotărât să vă facem un videoclip la o piesă de-a dumneavoastră. Și iată, acum vă prezentăm videoclipul care este făcut de colaboratorii emisiunii Guță Show pentru domnul Gheorghe Țopa. Aplauzele dumneavoastră, primim! Tu știi cine e Gheorghe Țopa? Normal, păi Gheorghe Țopa. Gheorghe Țopa e nanul meu. Zice lumea despre tine că nu ești perechea mea, că ar fi cu mult mai bine să-mi găsesc altcineva. Zic prietenii într-una că ai intrat în viața mea. Cum se strecură minciuna? Numărul 55 e numărul lui Gheorghe Țopa. Zică lumea ce n-ar zice, eu totuna te iubesc. Clipele cele mai bune, e lângă tine le trăiesc. Asta ce înseamnă? Eu am îmbrăcat chiloții lui Țopa? Ar putea schimba ceva, cum de oare ea nu vede că ești fericirea mea. Dar tu cam bei mult, dar tu cam bei mult, dar tu cam bei mult, nu și-mi pare mie. Sau se vede toți. Aplauzele dumneavoastră! Ghinichii până aici!
Da. La emisiunea care am filmat la dumneavoastră acasă, i-ați cadonat lui MC Guță niște borcane cu conserve. Știți? Și nu le-a întors încă. Nu, încă nu le-a întors, da? Very good, bro. Le-am adus. Măi, idiochetule. Ei, bă, da prostii de asta. Așadar, doamnelor și domnilor, la concertul nostru de astăzi, domnul Gheorghe Țopa. Ați pregătit o piesă în duet. Avem nevoie de dansatori. Da, invitați la dans și cred că nu o să vă refuze nimeni. Trebuie mai multe fete ca să ne vii rândul la pupat. Dansul Băzmăluța. Așadar, doamnelor și domnilor, Gheorghe Țopa, MC Guță, Băzmăluța! Veniți la dans! Variantă nouă. Ce se aude mâine, Guță, toți dansează Băzmăluța. Hai negă și noi la joc, să nu ne oprim pe loc, mă. Pune băspănuța jos, diri-dai, diri-dai, și sărutăm frumos, diri-dai. Pune băspănuța jos, diri-dai, diri-dai, și sărutăm cu folos, diri-dai. Toate, toate! Așa cum se începe cu flacăi și mâine fete. Hai, băieți, la veleniță, să pupăm cât o fetiță. Pune băsmăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută-mă frumos, dirlitai. Pune băsmăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută cu folos, dirlitai. Că moldovencile frumoase-s ca florile, mă. Mă prind cu ele de mână și-aș juca o săptămână. Pune băspăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută-mă frumos, dirlitai. Pune băspăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută cu folos, dirlitai. Jos! Cine joacă băsmăluța, dulce să-i fie gurița. Nu știi niciodată bine cine-i mai tare ca tine. Pune băsmăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută-mă frumos, dirlitai. Pune băsmăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută cu folos, dirlitai. Băsmăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută-mă frumos, dirlitai. Pune băsmăluța jos, dirlitai, dirlitai, și sărută cu folos, dirlitai. Nu s-auzi, prietenii, chiuim o dată! Bravo! Aplauzele dumneavoastră, Gheorghe Țopa, MC Guță și domnișoarele care i-au susținut pe acești doi artiști. Petrecem cu aplauze! Da, da. Borcanele, borcanele, să nu le uitați? Borcanele nu le uitați. Auzi, Șinu? Da. N-ați ia sârnașul de aici cu borcanele, să le aduci. Bine, bine.